Moment de lună plină mâine, în paralel cu un frumos triunghi pe semne de pământ, Uranus, Soare, Saturn. Este nevoie de tact în toate tipurile de comunicare și în toate acțiunile. Încercați să vă apărați rezervele de energie și să nu intrați în conflicte inutile, acționând mai degrabă din umbră decât agresiv. Vom discuta despre toate acestea și despre aspectele săptămânii următoare alături de Silvana Popa. Bună ziua, Silvana, și bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Vorbeam despre acest fenomen de mâine de lună plină. Știm că ele aduc foarte multă energie, în primul rând emoțională, dar sigur că da, nu numai luna plină este atât de importantă, cât și alte aspecte, din păcate unele conflictuale, care se găsesc acum pe cer între planete. Să vedem care sunt planetele și care sunt aspectele care ne pot face probleme și de care trebuie să ținem cont zilele următoare. În primul rând aș menționa, așa, o să discutăm pentru fiecare semn zodiacal în parte despre Marte, aflat încă pe grad analitic în semnul Capricornului și cuadrat cu Uranus. Știm că ambele sunt planete responsabile cu agresivitatea și cu surprizele. De asemenea și cuadratura Jupiter-Mercur și Venus-Pluton, care vom vedea pentru fiecare semn zodiacal ce, în ce domeniu ne atrag atenția. Și deloc de ignorat, spuneam, acest triunghi superb pe semne de pământ, format de trigoanele între Uranus, Soare și Saturn. Iată câte aspecte, plus foarte multe sextile deosebite care susține, care ne vor susține energetic zilele următoare și care ne vor poziționa într-un mod în care, dacă vrem să facem acțiuni foarte serioase și acțiuni de lungă durată, proiecte importante, vom avea energia necesară, dar să ne ferim de tot ceea ce este imprevizibil și necontrolabil. Vom vedea imediat pentru ce semne este mai problematică această tensiune. Bun. Deci spuneam, mâine fenomen de lună plină, cuplat cu tot ceea ce am menționat anterior. Să vedem de ce ar trebui, Silvana, să țină cont berbecii săptămâna următoare. Sigur, primul fenomen marcant al săptămânii este acest fenomen de mâine de lună plină și eu aș putea spune, cu toate aspectele tensionate de pe cer și cu toate rezidurile acestor eclipse, n-am avut o vară liniștită, trebuie să recunoaștem, aș putea spune totuși că, uite, am ajuns să o spunem și pe asta, trăim niște vremuri magice pentru cine are ochi să vadă și pentru cine are urechi să audă. Aspectele sunt extrem de favorabile, eu n-am mai întâlnit de mult timp atâtea conjuncturi favorabile, ceea ce înseamnă cel puțin că avem o mare protecție și ceea ce înseamnă că trebuie să acordăm atenție. Sigur, fenomenele de lună plină sunt foarte emoționale. Totul este exacerbat din acest punct de vedere. Dar consider că această lună plină este o lună plină care ne aduce mesaje. Mai ales în lumea astrologică, sigur, toată lumea a observat acest aspect, acest pattern de zmeu, da, și aripile zmeului, totuși zmeul aduce, acest aspect de zmeu aduce o energie extraordinară în viețile noastre, iar sensul, direcția progresului pentru berbeci este pe o casă și o zonă subtilă, poate greu de înțeles, dar pe care am putea o concretiza în... Adică pe axa 6-12. Axa 6-12, exact. Coloana vertebrală a acestui zmeu, axa de susținere, este formată din casa a 6-a și casa a 12-a, din Soare și Lună. Sigur că ar fi multe de discutat aici. Este și o opoziție, pentru că toate aceste aspecte, piramida de pământ, sextilele pe care le face Luna, ne vin foarte la îndemână. Exact. Și vorbesc despre ceva, dar sunt foarte confortabile. Și atunci, dacă n-ar fi această opoziție, poate că ne-am lăsat pe tânjeală fără nicio provocare. Deci ce au de făcut berbecii, concret? Ok. Ceea ce mi se pare... Pentru că ce au de făcut vor decide singuri. Mai degrabă pentru berbeci, mi se pare cel mai important să-și lase intuiția, să-și asculte vocea interioară, să fie atenți la ce visează. Totuși, casa a 12-a, unde este luna și vârful acestei configurații de zmeu, este o casă a viselor și a comunicării cu alte planuri. Ei pot comunica sau primi mesaje în această săptămână și în următoarele două săptămâni, fie de la ghizilor spirituali, fie așa, de la sinele lor superior, fie de la persoane care nu se mai află în acest plan. Oricum, multe dintre situațiile tensionate din viața lor se pot rezolva
într-un fel, așa cum spuneam, oarecum magic, sau totul intră, totuși găsește o rezolvare firească și normală dacă ei își găsesc liniștea să asculte aceste mesaje. Sigur că există multe elemente în planul concret material, nu uităm că avem această piramidă de pământ care este foarte concretă. Există multe elemente care le pot distrage atenția berbecilor. De exemplu, soarele poziționat în acest moment de lună plină pe casa a șasea, care este o casă a îndatoririlor zilnice, a rutinei, a servituților, cum se spunea pe vremea. A punerii în serviciu, altor execuții, sigur. Exact. Și a obligațiilor pe care le au față de ceilalți și pe care și le-au asumat. Ori soarele în fecioară poate să fie destul de... să se împiedice în amănunte. Mici amănunte care în economia vieții nu au semnificații majore. Poate să dau un exemplu destul de banal. Berbecii care se hotărăsc ca duminică să facă curățenie în casă, în loc să facă o meditație, în loc să... Sigur, și curățenia este foarte bună și soarele în fecioară chiar ne îndeamnă să fim mai pragmatici, să facem ordine în lucrurile de zi cu zi ale vieții noastre. Dar cred că mâine este ziua potrivită să asculte mesajele pe care le primesc, mai ales că această lună plină este în conjuncție sau influențată de Arhanghelul Gabriel, care este mesagerul vestitorul. O concluzie, Silvana, pentru berbeci? O concluzie, berbecii pot primi inspirația, ghidajul și ajutorul să-și transforme viața de zi cu zi, mai ales că toate maleficele în acest moment, inclusiv cu retrogradarea lui Marte, care este guvernatorul lor, sunt pe statutul lor socioprofesional, misiunea lor. Exact. Ce trebuie totuși să le spunem berbecilor, ei fiind guvernați de Marte, Marte aș putea spune că este cea mai delicată planetă în momentul acesta, în primul rând pentru că se află pe grad anaretic, pe gradul 29 în semnul Capricorn, unde este în exaltare cei drept, deci poziția ar fi favorabilă ca zodie, dar gradul nu este. Bine, un grad, gradele anaretice știm că sunt marcaje karmice, deci atunci când guvernatorul tău, respectiv guvernatorul berbecilor, se află pe un grad karmic, un grad anaretic și într-o casă legată de zona socială, pe casa tot a Capricornului și în zodia Capricornului și în casa Capricornului, este clar că pentru ei poate veni un mesaj karmic în zona carierei. Sau din partea unui șef karmic sau din partea unei persoane care are autoritate asupra lor și care le poate transmite ceva, poate veni pe o filieră sau pe un filon ușor agresiv acest marcaj karmic, poate berbecii se vor revolta sau nu le va prii inițial mesajul respectiv, dar tot ceea ce este de natură karmică vorbește despre niște neajunsuri, despre niște lucruri care trebuie depășite. În altă ordine de idei, dincolo de această casă a profesiei și a carierei, care trebuie foarte bine analizată în acest moment, pentru că ei au șansa deosebită de a se pune pe picioare profesional și de a se remarca, dar într-un context în care este nevoie să asculte de reguli, este nevoie să asculte de șefi, de oameni care s-au dovedit a fi foarte buni specialiști și foarte buni din punct de vedere al autorității de-a lungul timpului. Deci oarecum berbecii nu prea mai sunt de capul lor. Și să dea dovadă și de seriozitate și de tact, și responsabilitate. Exact, de tact și de răbdare și de responsabilitate. Impulsurile. Trebuie să învețe și cum să se raporteze la ceilalți cu Venus în semn opus și spuneam că au de învățat această lecție a tactului, dar extraordinar de bine favorizați pe zona aceasta, casa 12 a intuiției, unde are loc și fenomenul de și smeul, configurația de smeu și fenomenul de pornește de fapt din casa 12 și fenomenul de lună plină se întâmplă cu luna în casa 12 și cu soarele în casa 6. Deci iată cât de frumos sunt berbecii aspectați pe zona de intuiție, vise, raportare la propriul suflet și la Dumnezeu. Deci bine ar fi, oricât de mult ar fi responsabilitățile socioprofesionale, să dea atenție și să pună pe primul plan ceea ce le vorbește despre propriul suflet și despre propria inimă. Să mergem mai departe să vedem despre Taur, ce putem spune săptămâna următoare. Sigur, taurii sunt guvernați de Venus, știm asta, și Venus face un aspect destul de strâns cu Pluton în cursul săptămânii viitoare, lucru care le poate afecta atât planul sentimental cât și planul financiar. De aceea, prima recomandare pentru tauri care sunt atât